Bocconi, la colțul hotelului. Avem o persoană suspectă aici. Care? Da, acolo, vă rog. S-a terminat, suntem fin acolo pe aia care s-a acolo. Deportați-vă spre binele dumneavoastră, deportați-vă că e bine așa cum vă zic eu. Alerta s-a dat aseară, imediat după ora 18, la intrare în Buzău, dinspre Ploiești. Mai multe mașini de poliție cu girofarurile pornite și agenți cu măști sanitare pe figură au înconjurat o femeie care tocmai coboruse din microbuzul care a adus-o din Italia, unde muncește ca îngrijitoare. Măsurile au fost instituite imediat ce buzoianca a sunat la 112 și a mărturisit că vine dintr-o zonă contaminată cu coronavirus. În Italia, buzoianca îngrijise un bătrân împreună cu o altă femeie. În cursul zilei, pe drumul către casă, aceasta a fost sunată din Italia de colega sa pentru a-i spune că a fost internată la spital cu simptomele temutului virus. Din Italia, de unde ați venit? Cotonio, Maleo. Din nord? Zona care este închisă. Și unde mergeți? Acasă. Din Buzău sunteți? Buzoianca a coborât în stația din centrul orașului sfătuită de fiica ei. A așteptat timp de o oră echipajele de ambulanță păzită de polițiști cu măști sanitare pe figură și compătimită de trecători panicați. Poate chiar nu are acel virus și stă aici de o oră femeia să aștept. Dar ce-ați auzit? Păi că leșina doamna și că de la coronavirus ceva. La fața locului au ajuns mai multe echipaje speciale. Femeia a fost apoi izolată și dusă cu o targă specială la Spitalul de Boli Infecțioase într-un corp izolat. Această procedură de pregătire a ambulanței respective a durat o perioadă mai mare, în jur de 40 de minute, pentru că personalul de specialitate trebuie să poarte acel echipament. De asemenea, trebuia pregătită izoleta. Rezultatele testelor pentru coronavirus sunt îmbucurătoare. Femeia nu are simptome, dar va rămâne izolată în carantină timp de 14 zile în locația amenajată în zona de munte a județului Buzău. Persoanele care au călătorit în autocar alături de buzoianca de 52 de ani și au continuat drumul spre Galați. Aici, șoferul și ultimii doi pasageri din mașină au fost preluați de autorități. Ei sunt acum sub monitorizare la Spitalul de Boli Infecțioase din Galați și urmează să fie puși în carantină timp de 14 zile. Bună ziua și bine v-am găsit aici în direct pe știrile canalde.ro. Alături de mine pentru a discuta despre probabil cel mai important subiect al momentului sunt Loredana Salomia, colega noastră de la știrile canalde, și Răzvan Boboc, colegul nostru de la știrile canalde.ro. Este o adevărată nebunie, am putea spune, cu coronavirusul, cu o pandemie care din ce în ce mai mult afectează, așa cum îi spune și numele, întreg pământul. A pornit din China. Acum, în schimb, a ajuns la doi pași de noi, în Italia. În Italia este o adevărată epidemie, așa cum știrile canalde.ro au și sesizat, este s-au închis școlile, se iau măsuri stricte de protecție. Tu ai fost astăzi la aeroport. Ce ai constatat acolo? Bună, Radu! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Într-adevăr, la aeroport au ajuns până la orele 14, 5 curse dinspre Italia, înspre România. Am vorbit cu cetățenii români care se aflau în acele aeronave. Nu erau deloc panicați, ba din contră, ne spuneau că situația acolo este cât se poate sub control. Autoritățile au făcut tot ce trebuia să facă pentru a-i verifica acolo. Însă la noi au fost anunțate măsuri riguroase. Nu s-au luat aceste măsuri. Dacă ieri ne anunțau autoritățile că vor fi trecuți în carantină toți pasagerii care se vor întoarce din Italia, e bine, astăzi am aflat cu toții că nu se întâmplă acest lucru. Este de fapt o autocarantină dacă vor să stea acasă. Exact, dar și aici intervine o problemă. Revenind puțin la prima parte, controlul din aeroport. Li s-a dat un chestionar, au trebuit să-l completeze, să spună în ce zone s-au aflat, cu cine au intrat în contact și unde vor rămâne în țară, unde se vor stabili. După care li s-a luat temperatura și au fost lăsați să plece. Cum spuneai și tu, nu știu ce să facă, dacă să fie o autocarantină sau nu, asta pentru că autoritățile nu le-au indicat nimic, dacă nu te simți bine sau mai rămâi acasă, ia-ți liber de la serviciu. Astfel că majoritatea dintre cei cu care am vorbit astăzi au spus că de mâine vor merge la serviciu. Și atunci mai este o problemă și acest control. Știm foarte bine de acea perioadă de 14, chiar 28 de zile, da. Și nici măcar nu știu românii la ce să se aștepte. Chiar vorbeam cu unul dintre ei care ne-a spus că vă rog să mă credeți că nici nu știu cu cine am intrat în contact.
contact sau dacă am intrat în contact cu cineva, așa cum era întrebat în acel chestionar. Important de asemenea este de menționat și faptul că am vorbit și cu cei care plecau astăzi în vacanță în Italia, chiar în Milano sau Bergamo, acolo unde situația este destul de critică, și ne spuneau că pleacă cu foarte mult curaj, nu au nicio temere, au spus că încearcă să se protejeze cât pot, însă nu erau atât de speriați. Aici e și o problemă despre cum punem problema. Adică cum ne raportăm la această... Din ce am înțeles în Italia, că am vorbit cu o cunoscută de-a noastră, chiar ne-a făcut o serie de declarații foarte interesante. În Italia, autoritățile, ea spunea, autoritățile s-au implicat foarte mult, le-au explicat pas cu pas ce trebuie să facă, cum să reacționeze la primul semn, știu eu, de la primul strănut până la prezența la spital. Tot în amănunt. Aici văd că... Aici este și nu este acest control. Cumva ne putem explica, într-adevăr, e incontrolabil dacă stăm să o gândim la rege. Pentru că sunt atâtea căi de intrare în țară, și terestru și aeriană, nu ai cum să verifici și nici nu știi pe unde a fost omul și dacă într-adevăr are sau nu. Pe de altă parte, da, avem și parte de, să zic, ușoară indiferență. Sensul că ne povestea cineva că a trecut chiar și fără acel filtru care s-a făcut pentru toți. Se grebe. Da, adică nu l-a mai întrebat nimeni unde mergi, de unde vii. E la noroc, să spun așa. Sistemul românesc nu mi se poate întâmpla mie. Până Da, mentalitatea rămâne. Românii, cel puțin 80% dintre cei cu care am discutat astăzi, au acea mentalitate de nu mi se poate întâmpla nouă, nu o să ajungă la noi. Și atunci sunt foarte relaxați și nici nu apleacă urechea foarte mult spre autorități. Important este că o măsură importantă, din punctul meu de vedere, a fost că nu i-au mai lăsat să mai iasă pe sus, pe la sosirile internaționale. I-au lăsat să iasă doar pe la ieșirile interne. Tocmai pentru a nu mai lua legătura cu ceilalți turiști care tranzitează țara noastră. Aceasta a fost poate cea mai importantă măsură luată astăzi de autorități. De altfel, Radu, aș vrea să punctez legat de materialul pe care îl avem în exclusivitate pe știrile canal.ro, cu mărturia româncei care este de mai bine de 15 ani în Italia, și citeam cu atenție mărturiile ei și îmi dădeam seama cumva de diferența dintre cum au acționat autoritățile acolo, cum a existat o mobilizare exemplară din ceea ce ne povestește ea acolo, și toate aceste probleme de care ne lovim. Și atunci vine întrebarea, oare iarăși nu suntem pregătiți? Nu știu, de fiecare dată ajungem în același punct. Păi, în țara pregătiți noastră. Probabil că nu suntem foarte bine, dacă nu de altceva, dar chiar astăzi managerul Institutului Matei Balș, domnul doctor Adrian Străinun Cercel, a spus un lucru care, cred eu, este esențial. Avem o problemă. Problema e a măștilor, citez, problema e a măștilor și a costumelor de protecție. Aici intervine procedura de achiziție în regim de urgență, pentru că nemai fiind pe teritoriul României, trebuie importat. Adică, în plină pandemie, noi momentan jucăm la grupa mică când e vorba de măști și de... Exact, culmea e că principalele sfaturi sunt legate tocmai de aceste măști de protecție, aceste lucruri care ar putea diminua impactul pe care îl poate avea. Eu aș privi și mai departe, până la problema cu măștile și costumele. Noi nu ne gândim până să ajungi acolo să-ți dai seama că este suspect ce se întâmplă. Și am avut un caz acum câteva săptămâni cu un bărbat suspect de coronavirus. Atenție, nu s-a luat nicio măsură pentru rudele, familia, prietenii, exact, cu cei cu care a intrat în contact. Adică dacă tot îl izolezi pe el pentru o perioadă, până și sigur, izolează și oamenii cu care a intrat în contact, pentru că așa ajungem este la o situație esențial, extremă. Evident. Adică mai bine previi decât să combați. Acum o să rog regia să ne ajute să pună beta cu Adrian Străinu Cercel, să-i urmărim declarațiile. Acest focar, acest virus are potențial de a cauza mari dislocări economice dacă continuă să se răspândească. Măsurile drastice luate deja au afectat economia chineză în primul trimestru, iar dacă virusul nu încetează să se răspândească, acesta va afecta curând și alte economii din întreaga lume. Sunt imagini aproape ireale care cutremură și îngrozesc întreaga lume. Toți ochii sunt ațintiți acum pe China, țara paralizată de coronavirus care aruncă planeta în aer.
12 orașe din China sunt deja în carantină, cea mai mare din istoria omenirii, iar aceste imagini arată amploarea dezastrului. În încercarea de a opri răspândirea temutului virus, aproximativ 70 de milioane de oameni sunt izolați și obligați să stea în case, nimeni nu știe până când. După cum vă puteți imagina, cifrele reale sunt mult mai mari și riscă să crească. Doctorii din spitale din Wuhan nu au resursele necesare, deși cred că acum s-au expediat resursele, dar a fost o perioadă în care nu aveau resurse deloc, probabil că și acum în unele spitale, iar oamenii nu mai au locuri în spitale. Probabil că ați văzut alte videouri circulând pe internet în care oamenii pur și simplu cad pe stradă. Și peste toate vine scenariul sinistru lansat de Organizația Mondială a Sănătății. Ceea ce se întâmplă în China ar putea fi doar scânteia care va aprinde incendiul în întreaga lume. Dacă această infecție se va extinde la nivel global, atunci el poate să provoace îmbolnăvirea 60% din populația globului. Asta înseamnă că ar provoca îmbolnăvirea a circa 4,5 miliarde de persoane. Dintr-o dată, dacă spui 2% din asta, sunt niște zeci de milioane. Asta vreau să vă spun. Problema nu este legată de situația de moment asupra sănătății publice, cu excepția Chinei, unde este o problemă de sănătate publică. Au zeci de mii de cazuri și 1500 de decese sau mai mult de 1500 de decese. Problema este legată de posibilitatea ca acest nou virus, care n-a mai circulat niciodată, să răspândească pe toată planeta, să provoace un număr foarte mare de îmbolnăviri într-un timp scurt. Acolo vorbim de peste 11 milioane de locuitori, adică nu vorbim așa. E jumătate de România într-o mică zonă. Da, aglomerările urbane sunt cele care favorizează transmiterea acestor virusuri. E avertismentul care te cutremură și care pune în alertă autoritățile. Avem sau nu motive să ne îngrijorăm? Suntem sau nu în pericol? E sau nu România pregătită să facă față unei posibile pandemii? România și-a luat toate măsurile de precauție. Există discuții și transmiteri de informații la nivelul statelor europene și nu numai. Practic tot Bapamodul în momentul de față se informează reciproc pe canale oficiale. S-au pregătit și centre, s-a dat o dispoziție că se poate declara ca fiecare județ să aibă o zonă unde se poată să țină în carantină timp de 14 zile aceste persoane. Carantină însemnând cameră cu grup sanitar propriu și respectiv aprovizionare cu hrană, adică nu sunt lăsați oamenii așa să stea într-o cameră doar pentru că am vrea noi să le ținem într-o cameră. Nu, este o măsură de protecție pentru cealaltă populație. Da, trebuie să remarc faptul că dacă chinezii, ceea ce spunea tânărul acela intervievat de colegii noștri de la SAI România, dacă chinezii nu fac față și nu au resursele necesare, deși au construit unul, două spitale în câteva zile, o mobilizare uriașă, au făcut o nouă fabrică de măști special pentru chestii, dacă ei nu au resursele necesare, Doamne ferește, să ajungă și la noi, pentru că trebuie să amintim, în România sunt 5 spitale care pot prelua bolnavi de coronavirus, Doamne ferește să avem parte de așa ceva, iar din aceste 5 spitale, unul singur în București, da, și câte unul în marile centre universitare și medicale ale României, adică Timișoara, Cluj, parcă Iași și Craiova sau ceva de genul acesta, nu mi-am amintesc exact, ceea ce este tragic. Putem, Doamne ferește, în caz de epidemie putem trata 100-150 de bolnavi odată. Când e vorba de... Și asta în condițiile în care, așa cum noi, ca oameni de rând, tratăm superficial cumva totul, nici autoritățile nu par să trateze foarte serios și atunci este logic că nimeni nu se pregătește și nu vin cu resursele necesare. Adică în momentul de față... E adevărat, n-am văzut autoritățile politic care să-și asume cum, păi, este un risc, trebuie să facem ceva. Decidenții politici au spus până acum că nu este motiv să ne panicăm, să sperăm că știu ei mai bine.
Și că e normal să, mă rog, deja a devenit, coronavirusul a devenit și o armă în lupta politică dintre partide, că normal este circul necesar, dar este foarte important să priceapă, să conștientizeze oamenii, cred, de ceea ce se întâmplă. Culmea, se conștientizează, dau exemplu de cazurile acelea, au venit din Italia și un vecin i-a turnat pe doi care avea coronavirus, pe care autoritățile i-au găsit la o mică vodcă. Mai ales adică că s-a spus clar și s-a făcut un apel în momentul în care știi că te întorci dintr-o regiune afectată de coronavirus, unde au fost declarate cazuri și chiar decese, ar trebui să fii un pic precaut și să faci un control medical, să declari asta. Aici cred că ține un pic și de o educație a fiecăruia, de altfel și primele lucruri elementare pe care trebuie să le faci pentru a nu intra în contact cu virusul sau a nu te expune sunt niște chestii de igienă, igienă personală și chiar avem un material pe știrile canal.ro în acest sens, în care sunt pur și simplu detaliate cele 5 reguli de aur pentru a te proteja cât mai bine de acest virus. Pe de altă parte, dacă ne gândim la ce ai spus tu, la oamenii care anunță sau nu anunță, sunt două categorii. Cei care nu anunță pentru că le e frică sau pentru că nu doresc să intre în acea perioadă de carantină, dar sunt și ceilalți care nu anunță pentru că nici măcar nu au idee dacă au intrat sau nu în contact cu cineva. Și atunci ei se întorc, avem, mai ales acum, fiind în Italia, foarte mulți români de ai noștri sunt mai acolo. Mai ales în zona de nord, exact, care e cea mai bogată zona a Italiei. Nu putem să le interzicem să vină acasă la ei. Nici nu putem să-i lăsăm să umble liber, în sensul că trebuie să fie un control. Oamenii trebuie să vină acasă, noi trebuie să-i controlăm. Însă este foarte greu să depistezi dacă este o problemă, cel puțin atunci când intră în țară și atunci automat pentru o perioadă este acasă, este cu familia, este cu prietenii, pentru că fiecare tinde să vină la familie, tinde evident să vină acasă. Și e un potențial risc dacă nu există această autocarantină. Pentru că asta cred că este cea mai bună soluție, o autocarantină și evident respectarea normelor minime de igienă. Chiar aș vrea să precizez un lucru, am câteva cunoștințe în Italia care au spus că și-ar dori foarte tare să vină acasă, însă au zis că nici nu ar fi bine pentru că nu vor să pună în pericol pe nimeni, dar nici ei nu știu dacă ar fi lăsați să se întoarcă, având în vedere că vin într-o anumită zonă. Pe de altă parte însă avem și cunoștințe care ar fi trebuit să se întoarcă la serviciu în Italia și am un caz concret, a renunțat la serviciu de acolo decât să mai meargă într-un astfel de risc. Și asta pentru că vorbim despre oameni care conștientizează. Nu trebuie să fim nici într-o extremă, nici în alta. Nici panica totală nu este bună, evident, dar nici inconștiența. Haideți să tratăm cumva la mijloc. Suntem conștienți de ce s-ar putea întâmpla, măcar să prevenim. Răzvan, tu știi foarte bine în cazurile din România până acum, niciun confirmat, dar o groază de suspecți. Niciun confirmat, declarațiile autorităților sunt tocmai în această cheie, în a nu panica populația, în a nu crea o isterie care este foarte probabilă într-o astfel de situație. Și atunci autoritățile au adaptat un ton mai puțin alarmist. Chiar astăzi Ludovic Orban, premierul, a declarat că nu există, a spus clar că nu există până în acest moment vreun caz confirmat de coronavirus în România. Pe de altă parte, dacă ar fi să facem așa o hartă a României, sunt foarte multe județe și zone în care au fost raportate suspiciuni. Unele au fost infirmate, unele sunt în curs de efectuare analizelor. Exactă, da. Cele mai multe cazuri sunt trimise analize și la București pentru a confirma sau a infirma prezența virusului. Deci până în acest moment, da, putem spune clar că nu a fost confirmat niciun caz. Riscul devine din ce în ce mai mare și nu vreau să sune alarmist asta, dar dacă până acum vorbeam de Asia, unde fluxul care pare departe. Departe și fluxul de turiști, de oameni care locuiesc în Asia era mult mai mic. Acum
suntem ce în ce mai aproape. Italia este foarte aproape. Probabil că e culmea, deși e cea mai apropiată țară este pentru cumva România. A doua Românie, da. Adică da, e o Românie mai mică. Exact, o comunitate de români foarte mare, chiar în regiunile în care s-a dat alarma, să zicem așa. Și atunci, da, trebuie să fim precauți și trebuie să ne așteptăm la ce e mai rău. Important este să fim pregătiți. Iar aici revenim iarăși la discuția legată de autorități și de cum facem să avem tot ceea ce ne trebuie. Spitale, măști de protecție. Chiar acum o să urmărim un material, dacă tot vorbim de reacția autorităților, cum au fost primiți acel celebru deja autocar de copii care s-a întors din Italia în România. Cei 44 de elevi, 7 profesori și 2 șoferi care veneau cu un autocar din regiunea Veneto, unde au fost înregistrate cazuri de infectare cu coronavirus, au fost opriți aseară în Vama Borș. Un medic epidemiolog le-a evaluat starea de sănătate în punctul de frontieră. Copiii și adulții însoțitori nu au fost opriți nicăieri pe drumul din Italia spre casă. Am fost înștiințați să nu oprim nicăieri, inclusiv toalete, inclusiv masă, nimeni nu s-a gândit. Am fost înștiințat șoferul să nu coboare din mașină, să alimenteze autocarul, să le duc hrană la șoferii. Copiii sunt elevi la un liceu din Alba Iulia și erau în Italia într-o excursie organizată de școală. Părinții au alertat consulatul italian la rugămintea uneia dintre profesoare de teama coronavirusului. Ministerul de Externe a notificat Ministerul Sănătății, care a intrat în alertă. Nu este niciun simptom care să fie îngrijoritor. Nu au tuse, nu au tulburări de deglutiție, nu au nici tulburări de respirație. Medicul a verificat starea de sănătate a călătorilor printr-un chestionar. Evaluarea a durat aproximativ o oră, timp în care pasagerii și cei 2 șoferi nu au coborât din autocar. Apoi, elevii și-au continuat drumul. Autocarul a fost escortat de poliție până la destinație în Alba Iulia. Șeful guvernului a precizat că elevii nu vor fi obligați să stea în carantină, totuși vor rămâne izolați 7 zile. Mobilizare exemplară, dar dacă ar fi să ne luăm după imagini, poliție, salvare și așa mai departe, dar chestionarul acela probabil că este cel mai distractiv lucru. Acei copii vor ajunge acasă, așa cum e și normal să ajungă, și dacă Doamne ferește vreunul dintre ei a contactat acest coronavirus, vom afla oricum peste 14 zile minimum. Cel mai important ar fi ca la cele mai mici semne să meargă la medic pentru... Da, totuși merge la medic, dar în perioada asta deja intră în contact cu părinții, alți copii, alți... Da. Strănut odată, pentru că e foarte important de reținut că coronavirus se transmite foarte rapid și foarte ușor, chiar mai ușor decât alte forme de gripă, prin strănut sau contactul cu suprafețe infestate, am putea spune, prin strănut, tuse și orice fel de lucruri de genul acesta. De aceea e bine să ne spălăm pe mâini, o să o repet obsesiv. Trebuie să ne spălăm pe mâini cât mai des, pentru că săpunul face crimă în coronavirus, cum foarte bine glumea un amic de-al meu. Apropo de inamici, citeam un material ceva mai devreme legat de temperaturile ridicate, care iarăși ajută la distrugerea virusului sau diminuarea forței. Să ne rugăm să vină peste 25 de grade, deci cât mai repede. Acum stăm bine, ca să fim așa. Știi că trebuie să vină și iarna la un moment pozitiv, dat. Să sperăm că nu ne place. Bun, știu că sunt... cazuri în România în care autoritățile chiar au luat măsuri drastice. Unul dintre ele, din câte știu, colegii noștri au scris pe știrile canal.ro despre Universitatea din Arad. Ce s-a întâmplat acolo? A avut ieri loc o întâlnire, aseară, și au luat decizia pentru a suspenda cursurile universității integral pe o perioadă nestabilită deocamdată, nu există un timp deja stabilit. Principalul motiv pentru care s-a luat această măsură destul de extremă a fost legat de numărul de studenți italieni care sunt înscriși la universitatea respectivă. Deci au mers pe precauție, prevenție, pentru a nu se ajunge la
La vreo dramă, la doamne. La dramă și la o răspândire a virusului în rândul studenților. De altfel, probabil, s-au inspirat de la sistemul aplicat de italieni. Prietena noastră care ne-a oferit detalii pe știrile canalde.ro, puteți citi interviul cu românca din Italia, ne-a spus foarte clar, școlile pentru o săptămână au fost închise. Acum așteaptă ca toți cei de acolo așteaptă să vadă cât timp vor decide autoritățile să fie închise școlile. Dar nu s-au închis doar în orașe în care a fost semnalat coronavirusul. Nu, în toată zona. Pur și simplu, ea locuiește pe undeva pe lângă, prin zona lacului Como, iar toate școlile au fost închise și acolo, chiar dacă la ei nu a fost raportat nici măcar o îmbolnăvire, ceea ce este foarte util. Cred că e importantă, scuză-mă, Loredana, e importantă coerența autorităților într-o situație de criză, într-o situație de urgență, și cred că vorbeam mai devreme legat de oamenii care se întorc din regiunile afectate de coronavirus în România, ar trebui să existe clar stabilită o perioadă de carantină, niște măsuri minime precise care trebuie luate în fiecare caz. Adică deocamdată sunt tot felul de variante. Oamenii se întorc, sunt lăsați în mijlocul familiilor, în mijlocul rudelor, vecinilor, cum spuneai și tu, unii se ascund, unii nu spun. Unii se duc la nu vor să fie stigmatizați că am venit acum. Da, am auzit și teoria asta că cu daune morale pentru cei care, vezi, doamne, ar fi în carantină. Susținea cineva, o persoană, culmea publică, mă rog, nu pot să judec, nu, mai bine previi și stai 5-14 zile acasă liniștit și te uiți la televizor decât, dar asta este, unii gândesc diferit, dar de aceea v-aș invita să urmărim următorul material despre cum au reacționat italienii în mijlocul epidemiei de coronavirus. În doar 48 de ore, Italia a devenit țara europeană cu cel mai mare număr de cazuri de îmbolnăvire. Virusul ucigaș s-a răspândit atât de rapid, încât autoritățile au luat măsuri extreme. Abbiamo previsto che nelle aree individuate come focolai non sia consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo eventuali specifiche deroghe poi consentite valutate di volta in volta. Cei care nu respectă decizia pot ajunge la închisoare. În total, 11 orașe au fost puse sub carantină după modelul Wuhan. I numeri sono, per quanto riguarda la Lombardia, 88 persone affette dal virus, in Veneto 24, in Piemonte 6, nell'Emilia Romagna 9 e 2 nel Lazio. Cum cazurile de infecție cu virusul ucigaș se înmulțeau de la o oră la alta, au fost suspendate cursurile elevilor și toate evenimentele publice din regiunile Lombardia și Veneto. De dimineață, după ce au auzit decizia premierului, italienii au luat cu asalt magazinele. Unele au rămas închise pentru a evita busculadele. Loro hanno intenzione di aprire, stanno solamente aspettando direttive superiori, proprio per evitare di creare troppo marasma all'interno. Non sanno però dire quando aprono, se fra un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, questo non lo sanno. Pe lângă zonele afectate de coronavirus, se poate circula fără restricții. Acum ajung la spitalul din Lodi și se spune că e traficul blocat și poliția nu dă voie să circule nimeni. Da, nu e niciun trafic blocat. Totuși, situația a evoluat atât de rău în ultimele ore, încât primarul din Milano a anunțat că va propune ca școlile să fie închise. Ditemi voi, chiude le scuole, è giusto o sbagliato? Diventa una questione di sensibilità, la politica deve svolgere anche questo lavoro, per cui io nella mia sensibilità, esaminando la situazione milanese, preferisco fare così. În ciuda acestei înmulțiri rapide a cazurilor, Papa Francisc nu a ezitat să facă o baie de mulțime și să dea mâna cu pelerinii veniți la slujbă. O informație care ar putea da peste cap planurile comunității internaționale de a opri extinderea virusului ucigaș vine din China. Un bărbat de 70 de ani a prezentat simptome specifice abia după 27 de zile, ceea ce înseamnă că perioada de incubație ar putea fi mult mai mare. Alte explozii de cazuri de îmbolnăvire mai sunt în Iran și Corea de Sud. Autoritățile de la Teheran au anunțat 8 morți și 43
de îmbolnăviri, iar Coreea de Sud a trecut de 600 de cazuri, mai mult de jumătate provenind dintre membrii unei secte religioase. Din păcate este dramatic, să sperăm că totuși că noi vom fi cumva feriți sau autoritățile vor reacționa așa cum trebuie și vor fi mai norocoase decât autoritățile din China, știu eu, Iran sau Italia. Aș vrea să precizez un lucru. Sunt foarte mulți, foarte mulți cărora le este teamă să spună că au venit din anumite zone și tocmai de aceea se ascund și nu apelează la autorități. E că teama asta trebuie lăsată deoparte, pentru că până la urmă ormei îți faci un bine ție, dar și celor din jurul tău, și să nu uităm că până la urmă prima și prima dată ne apropiem de familie, de oamenii dragi. De oamenii dragi și culmea, cei mai afectați sunt oamenii în vârstă, adică mamele, părinții, da, bunicii, da. Și ei sunt cea mai vulnerabilă. Copiii sub 9 ani, da. Asta este foarte interesant, da. Copiii sub 9 ani. Dar am citit și explicația medicală, sunt ceva mai feriți, dar cu toate astea eu zic să nu riscăm și să anunțăm la primul semn și nu uitați să ne spălăm cât mai des pe mâini. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit aici în studioul nostru, studioul știrile canalde.ro, și așteptăm să ne țineți la curent cu tot ceea ce se întâmplă în acest caz, în epidemia coronavirusului. Mulțumim frumos pentru invitație. Mulțumim.